Lucrările de reabilitare a podului de la Mileșăuți se apropie de final. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat prin intermediul paginii de Facebook că după vopsirea anticorozivă care are menirea să protejeze suprafața expusă la intemperii, la podul de pe DN2H sunt în plină desfășurare lucrările de montare a parapetului metalic de protecție. Circulația rutieră ar putea fi reluată în condiții de normalitate la mijlocul lunii iulie, după 4 ani și jumătate de la apariția problemelor. Proiectul nu a fost atât de complex încât să justifice întârzierile înregistrate în execuție. Problemele au fost cauzate de faptul că în proiectul inițial nu a fost prinsă și amenajarea unui pod provizoriu, funcțional în perioada reabilitării podului de pe DN2H.